s-a întâmplat mai devreme? În ce sfat? Am fost chemat pentru a da declarații în acest dosar de urmărire penală pentru fraude la acest scrutin de pe 9 iunie. Fraude care privesc, sigur, buletinele preștampilate, cumpărare de voturi, inclusiv acele secții în care s-au găsit mai multe buletine de vot în urnă decât alegătorii au fost prezenți la secție. Am avut o primă declarație pe care mi-a luat-o domnul polițist de la investigarea criminalității economice. Sunt convins că vor exista mai mulți pași procedurali. Voi colabora cu organele de anchetă în măsura în care voi fi chemat. V-au lămurit de ce plângerea dumneavoastră a ajuns la criminalitate economică? Mi-au zis că ei au atribuții pentru investigarea fraudelor electorale. Nu știu de ce e criminalitatea economică, dar e treaba lor. Nu știu să-i spun. În câte secții din sectorul 2 aveți suspiciuni că au fost comise nereguli? În cel puțin 4 secții documentat au fost găsite buletine preștampilate și asta este fraudă, nu este neregulă. În alte multe secții s-au găsit mai multe buletine de vot în urnă decât alegători prezenți la vot, conform atât listelor efective cât și a prezenței de la STS, dată de STS. De asemenea, au fost foarte multe secții unde au fost, în jurul cărora au fost cumpărate voturi. S-au dat între 100 și 700 de lei pe vot. Toate aceste nereguli sau, mă rog, fraude, cum le numiți dumneavoastră, sunt menite să întârzie procesul de vot și atunci vă întreb dacă și acest demers pe care l-ați făcut va întârzia închiderea rezultatelor pentru sectorul 2. Mă scuzați, nu sunt nereguli. Haideți să le numim ceea ce sunt. Cumpărarea de vot este fraudă. Buletine preștampilate sunt fraude. Când vor spune polițiștii că sunt fraude, dar acțiunea efectivă nu este neregulă. Deci putem, poate s-au întâmplat, poate nu, vor lămuri polițiștii, poate se poate dovedi, poate nu, vor lămuri polițiștii, că sunt și lucruri care se întâmplă, dar sunt mai greu de dovedit. Dar ele nu pot fi nereguli. Ele, dacă sunt, dacă există, sunt fraude. Da. Cu siguranță și trebuie dovedite. Dar vorbim de fraude. Cumpărarea de voturi nu este o neregulă, este o fraudă. Voturile preștampilate nu sunt nereguli, sunt fraude. Buletine în plus în urna de vot, astea sunt dovedite și sunt fraude, că altfel nu se pot întâmpla. Nu e o neregulă să apară mai multe buletine într-o urnă. Toate aceste lucruri trebuie să fie investigate și, sincer să fiu, nu cred că vor împiedica finalizarea numărătorii. Pentru că nu știu, nu cunosc să existe astfel de întârzieri din cauza denunțurilor de această natură penală în finalizarea numărătorii. Finalizarea numărătorii întârzie pentru că Biroul Electoral de Sector își face treaba extraordinar de prost. Și pentru că acolo, unde nici măcar cheile nu se închid, unde ni se spune că au fost cu peste 100 de votanți mai mult la vot decât s-au găsit voturi în urne, Biroul Electoral de Sector a întârziat să renumere voturile din această urnă și iată, am așteptat 8 zile ca să apară 100 de voturi pentru candidatul PSD. De ce a fost nevoie de 8 zile pentru a apărea aceste 100 de voturi? Mă întreb. Ați depus și probe la această plângere anexată? Da. Cel puțin pentru buletinele preștampilate există procesele verbale din secțiile de votare, există notificarea poliției din acea zi și așa mai departe. Da, dumneavoastră, ce ați depus? Ce probe mai exact? În acest moment n-am depus astăzi nicio probă, am fost audiat în calitate de martor. Mulțumesc!